seara și bine ați venit la o nouă ediție a Zilelor Municipiului Roma. Va fi o seară de excepție, un spectacol în care muzica va fi purtătoarea mesajelor sonore, plină de eleganță și rafinament, care sperăm că vă va cuceri inimile și spiritul. Evenimentul are loc cu sprijinul primăriei Municipiului Roma. Invităm pe domnul primar, Lucian Ghicu, să ne adreseze câteva cuvinte. Bună seara tuturor și Hristos s-a înălțat! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această seară, pentru a petrece, așa cum spunea și prezentatarea noastră, o seară de excepție, o seară care a devenit tradiție în cadrul zilelor Municipiului Roman, Seara Sergiu Celibidache. Ne vom bucura în această seară de prestațiile unor elevi foarte talentați, și vreau să îi felicit pe această cale, atât pentru performanțele obținute, dar mai ales pentru munca pe care o depun pentru a obține aceste performanțe, știut fiind de fiecare dintre noi cât de efort se ascunde în spatele acestor performanțe. De asemenea, felicitările noastre merg și către cadrele didactice în următoare, care de asemenea își consumă foarte mult timp și energie pentru ca acești clienți să devină valoroși pe toate scenele pe care vor cânta. De asemenea, felicitările noastre trebuie să meargă și către dumneavoastră părinții acestor copii, care știm cu toții ce înseamnă efortul pe care îl faceți pentru a susține această pasiune a copiilor dumneavoastră și meritați în acest punct de vedere toate aprecierile noastre. Sperăm că aveți parte în această perioadă de manifestări frumoase, manifestări care să fie pe placul tuturor și bineînțeles că vă așteptăm alături de noi și la celelalte evenimente pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Vreau să vă urez mult succes în activitatea pe care o aveți în această seară și să avem cu toții o seară cât mai frumoasă. Vă mulțumesc! Muzică, melomani și în același timp a reușit să formeze foarte mulți profesioniști.
amintim doar câteva nume care fac cinste școlii și orașului roman. Radu Paraschiv de la Filarmonica din Bacău, Gâtu Delia de la Opera din Cluj, Lohan Alexandru de la Filarmonica din Germania, Bodea Marimică, director studioului Iași, Popescu Geta de la Liceul Limbii Patrii din București, Pațăru Vasile, profesor în Finlanda, Opera Gabriela, profesor în Paris și Craig Emil din Germania și mulți alții. Și în școlile romanului, cunoscuții profesori de azi, au fost foști elevi ai școlii de muzică de ieri. Amintim așadar numele doamnelor profesoare, Alexandru Mirela, Damian Diana, Voina Lia, Zilele Frechina, precum și domnii profesori Luca Cezar, Probotan Florin și Lohan Leonida. Ca apreciere și recunoștință a valorilor și activităților desfășurate la Școala de Artă din Roman, Radio Difuziunea Română a oferit în custodie pianul Călător pe o perioadă de 5 ani. Debutul acestei seri aparține corului Vox Infanție, care a participat la Olimpiada Națională Corală de la Piatra Neamț, dirijor profesor dr. Ovidiu Trifan. Așadar, invităm în scenă corul Școlii de Artă, care va interpreta piesele Madrigal de Giovanni Gastoni, Tatăl nostru de Dragoș Alexandrescu și Chimbia de Alexandru Pașcan. Menționez că în componența corului sunt și foste elevi ale școlii noastre, Pisecanu Ioana, Martoncă Luisa, Martoncă Diana și Bejan Maria.
cantată pianistică, care cere premiul 3. Am mai participat la concursul de interpretare pianistică, Piano Ardi, în Iași. E vorba despre elevul Ardelie Narcis Andrei, din clasa unui profesor Voinaria. Va interpreta piesa Scherzo de Franz Schubert.
este o elevă cu reale capacități muzicale, care armonizează un talent precoce, rezistența la efort de concentrare, memorie foarte bună și dorința de a cânta. Aceste calități ale Teodorii contribuie la formarea unei personalități distincte, încă de la vârsta de 5 ani și jumătate, când a început studiul pianului, acum fiind anul 7 de studiu. Anii încununați cu foarte multe premii la concursurile de specialitate naționale și internaționale la care a participat. Anul acesta a obținut premiul întâi la Festivalul de Interpretare Pianistică Forte Piano de la Iași. Este elevă la clasa doamnei profesor Ia Voie. În această seară va interpreta alături de sora sa, Maria Arabu, din clasa 6-a, clasa doamnei profesor Bulan Viorica, un menuet de Luigi Bocherini, Teodora Arabu și Maria Arabu.
la clasa domnului profesor Zilele Municipiului, va interpreta la pian piesa Capriciu de Iacob Mureșan. Thank you.
domnului profesor Zan Livian, întregește natura, dar și trompeta. Un instrument care l-a promovat la concursurile la care a participat. A obținut premiul 2 la concursul național Primăvara Artelor de la Bacău, dar și la concursul internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu de la Piatra Neamț. Va interpreta piesa Concertino de concurs de Renlud. Va fi acompaniat la pian de domnul profesor dr. Ciprian Ciotnuș. Thank you.
George, elev în clasa 5-a, la clasa doamnei profesor Alexandru Mirela, a obținut primul 2 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală de la Botoșani, primul 1 și primul special al jurului la concursul național de interpretare pianistică, care cerni de la Pierdoneanț. Va interpreta sonata de Mozart. Thank you.
interpretare muzicală, Emanuel Erenet, de la Piatra, a obținut premiul 2 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală de la Botoșani și premiul 1 la Concursul Internațional de Interpretare Ioan Cuede. Este vorba despre elevul Uraniu Denis, profesor Cezar Duca, care va interpreta acest concert de Anton Gindler, domnul profesor Ian Ciornoș.
originar din Europa, unde se bucură de cea mai mare răspândire, cunoscut mai ales ca instrument folclor, țambarul la bară și muzica culte. Acest lucru îl va demonstra Elena Pelea de Georgiana din clasa 7-a, clasa domnului profesor Burlacu Ioan, care va interpreta piesa Cinga de Handel. Anul acesta a obținut premiul 2 la concursul internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu de la Piatra Neamț. Îi invităm așadar în scenă pe Elena Pelea de Georgiana, la pian, domnul profesor Dr. Cernoș Ciprian.
s-a vorbit și am avut diferite piese în dificultate. Arabul Teodora va reveni celebr în alta asta, singură, interpretă piesa Fantezii de Arabul Teodora din clasa 7-a, chiar în voină.